sfânt revarsă-ți puterea în ale noastre inim din plin. În orice suflet crește iubirea și necazuri de nealin. Noi te rugăm, noi te rugăm, o Tată din ceruri, Duhul Tău Sfânt, întrevoase din plin. Vino acum, cu sfintele daruri, binecuvinte de nealin. O, Duh preasfânt, ne umple ființa, preîmpărtășia Ta se simțim. Ne luminează calea credinței, în cer cu Tatăl purul să fim. Noi te rugăm, noi te rugăm, o Tată din cerul, Duhul Tău Sfânt, întrevoase din plin. Vino acum, vino acum, cu sfintele daruri, binecuvinte de nealin. O, Duh preasfânt, lumine cerească, taina Golgotei Tu ne-ai deschis, fă ca sfințirea noastră să crească, sigur să merge spre paradis. Noi te rugăm, noi te rugăm, o Tată din ceruri, Duhul Tău Sfânt, Duhul Tău Sfânt, întrevoase din plin. Vino acum, vino acum, cu sfintele daruri, binecuvinte. Dragi ascultători, vă salutăm și vă felicităm din toată inima cu minunata sărbătoare a Sfintei Treimi. În această zi de duminică, creștinii sărbătoresc coborârea Duhului Sfânt. Timp de 3 ani și jumătate, cât Domnul Iisus a fost cu ucenicii, ei nu aveau nevoie de o altă călăuză, dar odată cu înălțarea Domnului Iisus la cer, El a promis că le va trimite un mângâitor și aceasta a fost posibil în persoana Duhului Sfânt. Ziua cincizecimii a rămas ca o busolă în istoria omenirii. Faptul că la 10 zile după înălțarea Domnului Iisus la cer, Duhul Sfânt a coborât peste ucenicii adunați la rugăciune, a revoluționat cu adevărat lumea. Promisiunea Domnului Iisus s-a împlinit cu exactitate, iar împărăția Lui s-a extins până la marginile pământului. Astfel, vestea bună a ajuns până în zilele noastre și continuă să se răspândească prin cele mai îndepărtate națiuni ale pământului. Scumpi prieteni, să lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrarea sa măreață care are loc prin Duhul Sfânt și în zilele noastre. Vă dorim audiție binecuvântată în continuare. Promis ca pe-o mână.
coboară iar, ca-n ziua cinzecimii, cum ne-ai promis prin sfântul Tău cuvânt. Revarsă, Doamne, ploaie cea târzie, să fim o mărturie pe pământ. Te așteptăm, o Doamne, în veghere, să ne îmbraci cu noul Tău veșmânt, zidire, sfătuire, mângâiere, dorim să ne aduci prin Duhul Sfânt. La fel ca ucenicii altădată, te așteptăm în rugă pe pământ. Mai iadă ploaia binecuvântată și umple-ne pe toți cu Duhul Sfânt. O, vino iar la noi în adunare, deschide, Doamne, astăzi cerul Tău. Îndură-te, Iisus, de fiecare, să simtă toți că Tu ești Dumnezeu. Duhul Tău revarsă de sus, o Tată nostru, și învățează-ne urmând calea sfântă și dreaptă. După cum am menționat și în introducere, astăzi amintim de Sfânta Treime sau Trinitatea. De aceea vă propunem în continuare să audiați primul mesaj din această zi, care va fi prezentat de fratele Dumitru Sinica și se intitulează Persoana Duhului Sfânt. Domnul să se îndure de noi ca să nu întristăm pe Duhul Sfânt, ci să locuiască în noi și să ne călăuzească spre Patria Divină. Audiție cu folos! Scumpi frați și surori, vă salut pe toți cu pacea Domnului Iisus. Astăzi comemorăm un eveniment măreț, care mai târziu a devenit o sărbătoare, coborârea Duhului Sfânt. Și cu ocazia acestei sărbători, voi citi textul de la Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 5 la 13. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâitorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Amin.
Predica mea am intitulat-o Persoana Duhului Sfânt. Cea mai potrivită abordare a doctrinei Duhului Sfânt este să începi prin a observa numele sau titlurile descriptive date acestei mărețe persoane. În primul rând, multe dintre numele care îi sunt date sunt relaționate la Tatăl. Iată câteva dintre ele. Duhul lui Dumnezeu, Geneza 1:2, Duhul Domnului, Luca 4:18, Duhul Dumnezeului nostru, 1 Corinteni 6:11. În Isaia 6:1 este numit Duhul Domnului Dumnezeu. Domnul nostru vorbește în Matei 10:20 despre Duhul Tatălui vostru, iar Pavel se referă la el prin Duhul Dumnezeului celui viu, 2 Corinteni 3:3. Duhul meu, zice Dumnezeu în Geneza 6:3, iar psalmistul pune întrebarea, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Psalmul 139:7. Lui se mai spune și Duhul său, Duhul lui Dumnezeu, în Numeri 11:29. Iar Pavel, în Romani 8:11, întrebuințează expresia Duhul său, Dumnezeu Tatăl, ce a înviat pe Hristos Iisus din morți. Toate aceste titluri descriptive referitoare la Duhul Sfânt și la relația pe care o are acesta cu Tatăl. În cea de-a doua categorie găsim titluri care relaționează Duhul Sfânt la Fiul. Primul dintre ele se află la Romani 8:9. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Aceasta fiind una din cele mai importante denumiri. Cuvântul Duh din acest verset se referă la Duhul Sfânt. În Filipeni 1:19, Pavel vorbește despre Duhul lui Iisus Hristos, iar în Galateni 4:6, el afirmă, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. În final, Duhul mai este prezentat ca fiind Duhul Domnului, Fapte 5:9. Cea de-a treia categorie și ultima cuprinde titluri directe sau personale și pe primul loc și cel mai important se află numele Duhului Sfânt sau Spiritul Sfânt. Unii oameni sunt derutați de acești doi termeni, însă ei înseamnă același lucru. În limba română cuvântul Duh este de proveniență slavonă, în timp ce cuvântul Spirit derivă din cuvântul Spiritus din limba latină. Cel de-al doilea titlu din această categorie este Duhul Sfințeniei, Romani 1:4. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Un alt titlu este cel Sfânt, dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt, 1 Ioan 2:20. În Evrei 9:14 este numit Duhul cel Veșnic, iar în Romani 8:2 Pavel afirmă, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos, Iisus, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. În Ioan 14:17 este numit Duhul adevărului, iar în capitolele 14, 15 și 16 din Evanghelia după Ioan este numit Mângâitorul. Așadar, acestea sunt denumirile principale sau titlurile descriptive care îi sunt date Duhului. Cu regret, sunt unii care pun la îndoială personalitatea Duhului Sfânt și primul răspuns dat este explicat de faptul că Duhul Sfânt este identificat cu Tatăl și cu Fiul în așa fel încât să indice personalitate. În această situație ne putem folosi de două argumente importante. Primul este prezent prin formula de botez, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Matei 28:19. În acest loc, Duhul este asociat cu Tatăl și cu Fiul într-o manieră în care se arată în mod
inevitabil spre personalitatea sa. Mai observați că formula de botez nu folosește botezându-i în numele plural, ci în numele singular. Ea exprimă unitatea celor trei persoane într-o singură persoană, un nume, un Dumnezeu și totuși un Tată, Fiu și Duh Sfânt. Așa că cel care nu crede în persoana și în personalitatea Duhului Sfânt, dar crede că El este numai o putere sau o suflare, va trebui să zică, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al puterii sau al suflării. Dar acest lucru este imposibil. Cel de-al doilea argument se bazează pe benedicția apostolică din 2 Corinteni 13:14. Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh, unde, în mod evident, Duhul Sfânt este o persoană pusă în aceeași linie cu persoana Tatălui și a Fiului. Cel de-al doilea răspuns constă în modul interesant în care putem dovedi personalitatea Duhului, arătând că El este prezent alături de noi creștinii, într-un fel care dovedește că este o persoană. În Fapte 15:28 citim că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Aceasta a fost o decizie la care au ajuns membrii bisericii primare. Și dacă ei erau niște persoane, trebuia ca și el să fi fost tot o persoană. Nu pot spune s-a părut nimerit unei puteri și nouă, pentru că puterea lucrează în noi. Aici însă e vorba de cineva din afara noastră, s-a părut nimerit lui și nouă. Cel de-al treilea răspuns se bazează pe faptul că în Scriptură lui îi sunt atribuite calități personale. De exemplu, despre el se spune că are cunoaștere. Pavel argumentează, în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul Dumnezeu. 1 Corinteni 2:11. Dar acest lucru e deosebit de important. El are și voință, o voință suverană. Citiți cu atenție 1 Corinteni 12, unde Pavel scrie despre darurile spirituale și despre diversitatea darurilor. Iată ce ni se spune. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia cum voiește. Versetul 11. Afirmația aceasta este extrem de importantă în lumina interesului arătat vindecărilor spirituale. Oamenii zic, de ce nu avem darul acesta în biserică și de ce nu-l are fiecare creștin? La această întrebare, răspunsul este simplu, că acest dar nu este unul pe care îl poate pretinde oricine. Duhul este cel care dă și împarte aceste daruri, potrivit cu voia sa. Duhul este un domn suveran, iar el decide cui și când, unde, cum și în ce măsură să dea darurile sale. Următorul lucru pe care îl spunem este că Duhul are în mod clar capacitatea de a gândi. În Romani 8:27 citim, și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, lucru spus în legătură cu rugăciunea. El este unul care iubește, pentru că citim că roada Duhului este dragostea, Galateni 5:22, iar funcția sa este să toarne dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre, Romani 5:5. De asemenea, știm că El poate fi întristat, pentru că în Efeseni 4:30 suntem avertizați să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Frați și surori, doctrina Duhului Sfânt și în mod deosebit aspectul doctrinar care subliniază personalitatea sa au o importanță supremă. Elementul cel mai important
din doctrina Duhului Sfânt, din punct de vedere practic și experimental, este că trupul meu este templu al Duhului Sfânt. Astfel că orice aș face, oriunde m-aș duce, Duhul Sfânt este cu mine. Și vreau să închei cu textul din 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 19 la 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Când Duhul Sfânt revarsă putere, foc și har, nădejdea și credința și dragostea răsar. El sufletul trezește din nepăsarea lui, făcându-l să cunoască puterea Domnului. Când Duhul Sfânt lucrează în sufletul zdrobit, el calea luminează și îl face fericit. Nu va cădea pe cale. Și în drumul cel mai greu, prin lacrimile sale, lucrează Dumnezeu. O, Duh Preasfânt, vorbește și azi, prin grade sus, trezește mulți la viață, să creadă în Iisus. Dă mângâiere, pace, sfințire prin cuvânt, să-ți ascultăm șoptirea în drum spre Cerul Sfânt. Când soarele apune, mi
ia minunea și vara și iarna și cerul înstelat. Dar mai mare minunea din inima, minunea că El ne-a salvat. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt. Scumpi prieteni, timpul zboară foarte repede, de aceea vă propunem spre audiție al doilea mesaj biblic care va fi prezentat de fratele Andrei Borinski și se intitulează Ziua Cinzecimii. În această zi importantă, Duhul Sfânt a coborât peste ucenicii ce erau adunați împreună. Această sărbătoare mai este considerată și ziua nașterii Bisericii lui Hristos. Dar să vedem împreună ce s-a întâmplat în această zi de cinzecime. Audiție cu folos! Iubite Biserică a Domnului Iisus Hristos, iubiți frați și surori, prieteni, ascultători, care îl iubiți pe Domnul și cuvântul Lui este autoritate pentru voi. El s-a înălțat la dreapta Tatălui ca să mijlocească pentru noi, pământenii, care avem nevoie de mijlocire, ca noi să avem dreptul la harul lui Dumnezeu, la mântuire, la iertare, la dragoste, la viață veșnică. Slăvit să fie Dumnezeu, Iisus Hristos, că a trimis Duhul Sfânt la lucru pe pământ, între oameni, care lucrează zi și noapte și nu obosește niciodată. Astăzi vă felicit pe toți cu marea sărbătoare, ziua cincizecimii. De ce cincizecimii? 40 de zile când s-a înălțat Domnul Iisus Hristos la cer și apoi a mai trecut 10 zile. Cincizecimii s-a coborât Duhul Sfânt peste apostolii Domnului nostru Iisus Hristos și a împărțit niște limbi ca de foc care au vorbit în limbile tuturor celor ce îi ascultau. Duhul Sfânt are puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este mângâitorul. Ziua cinzecimii, coborârea Duhului Sfânt pentru sfinți, pentru biserică, pentru oamenii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt acolo lucrează, Duhul Sfânt acolo mijlocește, Duhul Sfânt acolo învață, mângâie, întărește și îmbărbătează. Ziua aceasta mai este și nașterea Bisericii Domnului Iisus pe pământ, pentru ca să slujească lui Dumnezeu. Cine nu cinstește biserica, cine nu iubește biserica, face un lucru foarte urât. Biserica este mireasa lui Iisus Hristos. Deci vrea Dumnezeu ca noi, intrând în biserică, să ținem bine cont căci ajungem în rândurile miresei lui Iisus Hristos. Dar mireasa trebuie să fie curată, trebuie să fie albă, trebuie să fie nepătată, trebuie să fie pregătită pentru nunta mielului. Deci, Doamne, ajută ca să credem în Domnul Iisus Hristos, să credem în Duhul Sfânt,
să credem în nașterea bisericii și apoi ea s-a născut și mai departe o zidește iarăși Domnul Iisus Hristos. Nouă ni s-a deschis dreptul de a ne adresa la Tatăl și la Iisus Hristos prin credință, folosindu-ne de o mântuire așa de mare, de iertare păcatelor noastre, prin credință în Domnul Iisus Hristos și mărturisirea păcatelor noastre. Cei ce ascund păcatul nu pot avea iertarea lui Dumnezeu și viața veșnică. La pildele 28:13 este scris că cine ascunde fără de legea, acela nu propoșește, dar cine mărturisește fără de legea și apoi încă trebuie să te lepiți de fără de lege și apoi atunci capeți îndurarea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu să ne ajute ca, într-adevăr, să credem în ceea ce a făcut Dumnezeu în ziua cinci zecimii, când s-a coborât Duhul Sfânt, când a luat naștere Biserica Domnului Iisus, de care Domnul Iisus are grijă zilnic. El o zidește, El o curățește, El o sfințește, pentru că El a răscumpărat-o prin scump sânge vărsat pe Golgota. El mijlocește pentru ea, pentru că ea este mireasa Lui. Petru ne aduce aminte cum am fost răscumpărați din felul de șert de viețuire cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Asta este scris la 1 Petru 1:18-19. Dacă sângele scump al lui Iisus Hristos a făcut minunea aceasta în viața ta și în viața mea, eu trebuie să ascult de Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt care s-a coborât pe pământ ca să lucreze în ziua cincizecimii, El este slava lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu în biserica sa pe pământ aici. Pavel, apostolul, spune așa la Efeseni 3:21, a lui să fie slava în biserică și în Hristos, din neam în neam și în vecii vecilor. Dumnezeu, slava să nu dă la nimeni. Noi nici gânduri de slava Domnului nu trebuie să avem. Noi suntem copiii Lui, noi suntem niște robi trebnici care fac ceea ce le este încredințat. Deci, Doamne, binecuvântă-ne și ajută-ne ca, lucrând în câmpul Evangheliei, să-ți dăm slava cuvenită, pentru că și Duhul Sfânt vighează aici. Duhul Sfânt lucrează aici, Duhul Sfânt ne descoperă nouă lucrurile acestea și noi trebuie să le primim, să ascultăm și să le facem. Ziua cincizecimii este temelia Bisericii lui Iisus Hristos, pusă de Iisus Hristos, întemeiată de Iisus Hristos. Și Apostol Pavel ne spune așa la 1 Corinteni 3:11, nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Pe temelia aceasta noi clădim doar. Ce clădim noi? Pavel vrea ca noi să clădim aur, argint, pietre scumpe, ce este plăcut lui Dumnezeu. Aurul, argintul și pietrele scumpe sunt rugăciunile sfinților, posturile sfinților, viața trăită în strânsă legătură cu Dumnezeu, pacea, sfințenia, bucuria, încrederea care ne aduc pacea adevărată. Asta ne face ca să clădim aur, argint și pietre scumpe. Dar vreau să spun puțin despre lemn, fân și trestie. Nu vin de la Duhul Sfânt, ci sunt lucrarea firii, mânie, revoltă, minciună, ceartă, cârtire și altele de felul acesta care au să ardă în focul lui Dumnezeu.
Pavel ne preîntâmpine să luăm bine seama ce clădim noi pe temelia pusă, pregătită pentru Biserica Domnului Iisus. Dacă clădim aur, argint și pietre scumpe, aceasta nu o să ardă la încercare, aceasta o să rămână tare și o să primim binecuvântare și cunună de la Dumnezeu. Dar dacă lemn, fân și trestie, totul are să ardă. Numai să fim pe deplin încredințați că nu lemnul arde, nu fânul, nu trestia, dar eu am să ard, care pun lemn, care pun fân, care pun trestie, care pun mânie, care cârtesc, care nemulțumesc, care mă revolt, care nu-mi place biserica, nu-mi place slujitorii. Eu am să ard în focul cel mare, foc cu puceasă. Doamne, ai milă de mine și ajută-mi să mă bucur de biserica ta, ajută-mă să mă bucur de poporul tău, pentru că el este sfințit de tine. Biserica este calea îngustă, sunt urmele lui Iisus Hristos pe care noi trebuie să călcăm. Și fratele Petru ne spune la capitolul 2, versetul 21, așa ne învață că Domnul Iisus ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele lui Iisus. Și pun întrebarea, și care sunt urmele lui Iisus Hristos? La Matei 11:29 este scris că învățați-vă de la mine, căci eu sunt blând și smirit cu inima. Dacă ne uităm la blândeața Domnului Iisus, la smerenia Domnului Iisus, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și moarte de cruce, și Dumnezeu l-a binecuvântat. Ce urme frumoase, ce viață frumoasă, ce moarte binecuvântată, atâți copii, atâtea biserici, atâția sfinți au crezut în Domnul Iisus și carcă pe urmele Lui. Inima omului este foarte scumpă înaintea lui Dumnezeu, dacă în ea locuiește blândeața și smirenia. Dacă acolo este revoltă, dacă acolo este cârtire, acestea sunt lemnul, fânul și trestea care nu te ajută ca să ai pace și liniște, dar te tulbură. Deci, Doamne, fă ca inimile noastre să fie pline de blândeață și pline de smerenie și de încredere în Dumnezeu și ascultare de biserică. La Petru 2:22 este scris că el n-a făcut păcat. Domnul Iisus n-a făcut păcat și noi putem să zicem că el este Dumnezeu și de atâta n-a făcut păcat. Dar cred că aceasta nu este corect. El a avut așa trup cum avem și noi, plin de durere, plin de boli, plin de felul de lucruri de ispite. Numai la orice moment el a înfruntat ispita. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. Cât de greu este păcatul acesta, viclenie! Doamne, ai milă de poporul tău și curăță-l de viclenie. Viclenia o să ardă în iazul de foc. Viclenia este lemnul sau fânul sau trestea care nu o să reziste în ziua judecății. Dumnezeu o să spune că du-te de la mine, că nu te-am cunoscut niciodată. Dacă eu sunt viclean, Dumnezeu mie să-mi spui. Dacă tu ești viclean, Dumnezeu ție o să-ți spui. Ce lucru scump la Petru scris că și nu răspundea cu batjocură atunci când era amenințat. Dragii mei, când suntem amenințați, când suntem înjosiți, când suntem pedepsiți poate, atunci să nu răspundem cu batjocură, atunci să nu răspundem cu înjosire. Batjocura este lucrul firii care o să ardă în iazul de foc. Și Duhul Sfânt ne aduce aminte, asta este ziua cinzecimii, asta este coborârea Duhului Sfânt, asta este nașterea bisericii. Și Duhul Sfânt ne învață și ne spune să nu fie așa ceva în viața noastră. Deci, Doamne, ajută-ne și, Doamne, binecuvântă-ne ca batjocura să nu fie în viața noastră și în josirea la fel. Biserica este stâlpul și temelia adevărului, pentru că în ziua cinzecimii a aranjat-o Dumnezeu. La 1 Timotei 3:15 este scris de lucrul acesta, stâlp și temelie adevărului. În biserică numai adevărul propășește, minciuna nu poate să reziste, cârtirea nu poate să reziste, cu părere de rău, produc tulburare.
Dar Domnul să ne ajute ca să ne păzim de lucrul acesta, pentru că cei ce duc tulburare nu pot să stea înainte Sfințenii lui Dumnezeu. Cum trebuie să ne purtăm în biserică, să o iubim Biserica Domnului Iisus, să o frecventăm Biserica Domnului Iisus, să ne rugăm în Biserica Domnului Iisus. Vreau să spun cât de mult așteaptă Dumnezeu așa o purtare. Purtare scumpă, dragoste mare. Frecventăm biserica cu mare râvnă. Să ne rugăm în biserică iarăși cu mare râvnă. Cât de mult așteaptă Dumnezeu? Cu ce trebuie să participăm în biserică? Vrea Dumnezeu ca să avem o cântare, să avem o poezie, să avem o predică, să avem o rugăciune. Vrea Dumnezeu ca zeciuiala rânduită de Dumnezeu trebuie împlinită de noi înșine în biserică. Cu părere de rău, nu toți înțeleg că și trebuie să dea zeciuiala în biserică și încă în biserica în care el este membru. Nu poate omul singur să facă ce vrea cu zeciuiala. El trebuie să o dea în biserică și biserica să facă ceea ce trebuiește pentru biserică, pentru sfinți, pentru bolnavi, pentru lucrarea evanghelizării. Deci Domnul să ne ajute că cei ce nu dau zeciuiala nu fac voia lui Dumnezeu și au să ardă în foc împreună cu toți păcătoșii. Deci, Doamne, ajută-ne, pentru că și tânărul bogat, când a venit la Domnul Iisus și a spus, Doamne, ce să fac ca să am viață veșnică? Și Domnul i-a spus, ce să fac? Și el a spus, cu mare strictețe m-am îndeplinit. Și atunci Domnul i-a spus, spune că una îți lipsește, du-te de vinde tot ce ai de la săraci. Și apoi vine și urmează-mă. Cu părere de rău s-a dus tulburat și nu s-a mai întors la Domnul Iisus. Biblia tace și nu spune nimica. Deci fie că zeciuiala nu ne ajunge, fie că rugăciunea nu ne ajunge, fie că dragoste nu ne ajunge, fie că rău frecventăm adunarea, fie că nu ne rugăm în adunare, eu nu știu care o să fie pricina pentru mine sau pentru tine. Dar Dumnezeu, dacă spune că una dacă îți lipsește, este un pericol ca să nu ajungi acolo unde te-ai pornit. Și cine face totul ce spune Dumnezeu este stâlpul și temelia bisericii. Dar dacă nu faci ce spune Dumnezeu, nu poți să fii stâlpul bisericii. Deci eu aș vrea ca toți sfinții să fie stâlpi în biserică, pe ce biserica poate să se bazeze, poate să se încreadă. Deci Dumnezeu vrea ca lucrurile acestea să fie în viața noastră. Deci Domnul să ne ajute pe toți cei ce credem ca noi să putem fi stâlpii bisericii prin purtare, prin dragoste, prin împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Să putem fi pe calea îngustă, călcând pe urmele lui Iisus Hristos, să putem sta pe temelia bisericii, zidind doar numai aur, argint și pietre scumpe, să ne păzim de lemn, fân și trestie. Dacă o să ne păzim, Duhul Sfânt o să ne ajute și o să putem să ajungem acolo unde ne-am pornit, să putem da slava lui Dumnezeu, pentru că și El este vrednic de slavă și de cinste. El l-a dat pe Domnul Iisus pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră și noi trebuie să-L cinstim și noi trebuie să-I dăm slavă și noi trebuie să-L mărturisim și să chemăm pe toți păcătoșii la pocăință. Să putem iubi biserica. Cauza este că și El a întemeiat-o. Biserica este mireasa Lui și de aceea noi trebuie ca să o iubim, ca să o cinstim, ca să fim membri bisericii vii și nu morți. Vreau să închei vorbirea de astăzi cu starea primei biserici despre care mărturisește Dumnezeu la Faptele Apostolilor 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Cât de frumos prima biserică stăruia
în învățătura apostolilor, care este sănătoasă, este evanghelică, este sfântă, este curată. Și în lucrul acesta trebuie stăruința mea și stăruința ta, ca să fim ca prima biserică. Ea stăruia în legături frățești, în dragoste, în pace, în unitate. Cât de mult așteaptă Dumnezeu și de la bisericile de astăzi dragoste, pace și unitate, și în aceasta trebuie stăruința mea și a ta. Frângerea pâinii ei o prețuiau și n-o neglijau. Deci Dumnezeu vrea ca așa la părtășia cinii să ne cercetăm bine, să ne curățăm bine, să luăm parte de la o cină dintr-o inimă curată, dintr-o viață sfântă, nepătată, și cine neglijează cina Domnului Iisus acela, nu poate să ajungă în cerul lui Dumnezeu. Ei mai stăruiau și în rugăciune, care este aerul curat și sănătos a sufletului credincios. Cât de mult vrea ca noi să stăruim în rugăciune? Ce înseamnă să stăruiești? Să dai navală, să depui putere, cel rău o să te tragă înapoi, cel rău o să-ți zică că tu nu așa te rogi, că rugăciunea ta nu este atât de frumoasă sau nu este atât de bună sau Dumnezeu nu o să te înțeleagă. Vreau să spun că cele mai neînțelese cuvinte mele, Dumnezeu le înțelege, Dumnezeu le ascultă, Dumnezeu le primește, dacă inima este curată. Eu stărui în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciune, Dumnezeu mă binecuvântă pe mine și pe tine și te ajută ca să rămâi credincioși și tu și eu. Deci Domnul să ne binecuvânte la aceasta, El să fie proslăvit pentru toate. Amin. Sfânt mereu sunt plin de mulțumire de truda ta și asupra mea. Tu isprăvești dorința strânsă mărtășie să am și eu cu Dumnezeu. Eu fi să cad o mâine spre
Scumpi prieteni, mulțumim Domnului și de programul de astăzi. Vrem să fie de folos celor ce ne ascultă și Dumnezeu să lucreze în inimile noastre pentru a ne pregăti de întâlnirea cu El. La finele programului, vă reamintim că ne puteți audia și duminica viitoare la aceeași oră. Însă până atunci, Duhul lui Dumnezeu să vă călăuzească viața. Dumnezeu să vă ajute ca darul acesta minunat al Duhului Sfânt să rodească în viața voastră dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. O Duh preasfânt al ascultării, păstrează-mi sufletul smerit, să nu mă înghimf, să nu mă laud, să ascult de tot ce ai poruncit. O Duh statornic al credinței, încurajează-mă mereu să pot păși peste orice valuri, încrezător spre Dumnezeu. Despovărează-mi orice drum, înseninează-mi orice clipă, renaște-mă din orice scrum. Cernic al blândeții, sfințește-mi sufletul prin os și-ntreaga mea ființă jertfă de bunăvoie lui Hristos. Și-ntreaga mea ființă jertfă de bunăvoie lui Hristos.